Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului să citim câteva versete din Genesa, capitolul 15, versetul 7 până la versetul 21, pagina în Biblie 15. Genesa, capitolul 15, începem citirea cu versetul 7. Domnul a mai zis: Eu sunt Domnul care te-a scos din țara Ur, din Caldeea, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Avram a răspuns: Doamne, Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni? Și Domnul i-a zis: Ia o juncană de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbec de 3 ani, o turturea și un pui de porumbel. Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în două și a pus fiecare bucată una în fața alteia, dar păsările nu le-a despicat. Păsările răpitoare s-au năpustit peste stârvuri, dar Avram le-a izgonit. La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avram și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. Și Domnul a zis lui Avram: Să știi hotărât că sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită și o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Dar pe neamul acela, neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca eu și pe urmă va ieși de acolo cu mari bogății. Tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. În al patrulea neam, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea moriților nu și-a atins încă vârful. După ce a sfințit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut printre dobitoacele despicate. În ziua aceea, Domnul a făcut un legământ cu Avram și i-a zis: Seminței tale dau țara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat, și anume țara cheniților, a cheneziților, a cadmoniților, a itiților, a fereziților, a refaimiților, a amoriților, a cananiților, a gergasiților și a iebusiților. Amin. Vă invit să reocupăm locurile. Frați și surori, e adevărat că este textul acesta, consider, destul de vast, unde ascunde o făgăduință care o face Dumnezeu lui Avram. Și Avram, care a primit acea poruncă de la Dumnezeu să iasă din țara lui și să meargă spre Canaan, aici în Canaan Avram are revelație cu Dumnezeu și preocuparea lui cea mare era aceea că nu avea urmaș. Și Eliezer, care era un rob în casa lui, urma să fie stăpânul sau seminția în continuare a lui Avram. Și Dumnezeu îi face o mărturisire sau o făgăduință și îi spune: Nu, Avram, ceea ce va ieși din tine, aceea va fi sămânța ta. L-a scos afară, i-a arătat stelele cerului și i-a spus: Vezi stelele cerului, le poți număra, așa va fi sămânța ta. Continuă Dumnezeu și spune: Domnul i-a mai zis, Eu sunt Domnul care te-am scos din Ur, din Caldeea, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Și e un dialog între Avram și Dumnezeu și lucrul acesta m-a făcut ca să medităm în seara aceasta împreună, datorită faptului că Dumnezeu se implică în familia noastră. Dumnezeu este Cel care vorbește familiilor noastre, dar noi, dacă facem o greșeală și spunem că Dumnezeu are de grijă și încrucișăm mâinile și nu ne interesează de prea mult ceea ce se întâmplă în familia noastră, facem o greșeală enormă, că după aceea s-ar putea să plângem mult sau să nu mai vedem copiii noștri pe calea lui Dumnezeu. Și spune aici că Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște
că o voi stăpâni. Și spune Dumnezeu modalitatea care trebuie să facă, ce trebuie să facă, animalele de 3 ani, o turturea, un pui de porumbel. Avram le pregătește toate așa după cum era rânduiala în vremea aceea. Ceea ce extrag de aici este faptul că Avram a înțeles ca să fie binecuvântare din partea lui Dumnezeu, el trebuia să aducă jertfă care, de fapt, Dumnezeu îl îndemna la aceasta, să aducă această jertfă din aceste animale de 3 ani și din păsări. Și Avram se pune pe treabă, înțelege că fără jertfă el nu poate să fie sau să stea în prezența lui Dumnezeu. Prin mijlocul jertfei era o modalitate prin care Dumnezeu putea să răspundă în vremea aceea. Vedem mai târziu în poporul Israel, atunci când ei aduceau jertfă, preoții, cei mei de seamă, atunci când ei erau în toiul lucrării, Dumnezeu se prezenta, lucra, le vorbea poporului, care mai târziu e adevărat că poporul Israel a schimbat metoda jertfelor, a început să aducă lucruri care nu erau plăcute lui Dumnezeu, animale cu sur, lucruri care pe dânsă poate îi încurcau și le aduceau ca jertfă înaintea Domnului. Și spune Dumnezeu, ce jertfe puteți să mai aduceți voi mie? Am eu nevoie de sângele taurilor, de al țapilor? Și îndeamnă acolo ceva pentru noi în seara aceasta, că atunci când noi aducem jertfele noastre cu mulțumire, Romani 12, vă îndemn înainte de toate să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Deci noi când venim la casa Domnului, noi nu putem să venim oricum. Avem mentalitatea sau avem învățătura din cuvânt care ne-a învățat cum trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu. Pentru că nu putem nici în felul acesta să spunem că templul Domnului, ca pe vremea lui Ieremia, templul Domnului, ne înșelăm, venim la casa Domnului și după aceea plecăm și spune Ieremia ca să faceți din nou aceleași lucruri care le-ați făcut. Deci viața noastră trebuie să aibă o întorsătură la 90 de grade și fiecare dintre noi, ceea ce am făcut rău în prezența înaintea lui Dumnezeu, în familia noastră, să ne întoarcem și să nu mai aducem sau să nu mai greșim înaintea lui Dumnezeu prin felul cum ne comportăm sau felul de jertfă pe care îl aducem înaintea lui Dumnezeu. Spunea cuvântul Domnului aici că atunci când a făcut Avram după rânduiala din vremea aceea, nu le-a făcut fără peripeții. Spune cuvântul Domnului că păsările răpitoare s-au năpustit peste stârvuri și Avram le-a izgonit. La sfințitul soarelui a venit un somn adânc peste Avram și Dumnezeu spune, Avrame, știi ce? Sămânța ta va fi roabă 400 de ani. Și acum eu stau și mă gândesc un lucru, fraților, înainte de a trece la gândul pe care vreau să-l împărtășim împreună. Oare motivul că sămânța lui va fi roabă 400 de ani a fost acela că Avram n-a mai reușit să stea treaz? Oare a fost motivul acesta că Avram i-a venit peste el un somn adânc? El a avut intenția să îndepărteze păsările răpitoare, dar totuși oboseala a fost aceea care și-a spus cuvântul. Eu nu cred lucrul acesta. Poate printre rânduri reușim să dăm o direcție, dar eu văd aici ceva care Dumnezeu a hotărât în înțelepciunea sa, că acest popor va fi rob 400 de ani, acolo unde va fi rob, Dumnezeu se va judeca și știți care era motivul, care îi consider eu în textul din care l-am citit, prin faptul că păcatul amoriților, nelegiuirea amoriților încă nu
și a atins încă vârful. Pentru lucrul acesta Dumnezeu a îngăduit ca poporul Israel, sămânța lui Avram, să fie 400 de ani în robie, ca poporul amoriților, nelegiuirea lor să ajungă până la vârf, la culme, și apoi Dumnezeu să îi nimicească. Aceasta este în câteva gânduri care am putea să desprindem din textul acesta. Dar ceea ce vrem să discutăm în seara aceasta este faptul, pentru că este binecuvântare de copii, și dacă noi vorbim de binecuvântare de copii, știți dumneavoastră, suntem poate prea inteligenți ca să știm cum să ne creștem copiii. Pentru că eu, dacă vă spun, educația pe care am primit-o sau cea care am dat-o copiilor mei nu se potrivește cu cea de astăzi. Un lucru rămâne cert, pentru că acolo unde ne-am implicat cu responsabilitate în familia noastră și fiecare din noi în familia noastră am zidit altarul și am adus jertfe înaintea lui Dumnezeu cu copiii noștri împreună, rugăciune, zile de post, cercetarea cuvântului, discutarea în familie, codul bunelor maniere, care sunt de o importanță extraordinară la ora actuală, nu să credem noi că grădinița, școala îi învață toate lucrurile acestea. Dar știți care e problema, fraților? Dacă noi nu facem o confuzie în mintea copiilor, și vă spun cum anume, pentru că ei la școală învață într-un fel, sunt învățați într-un fel. Între ei, imediat, lucrurile care sunt rele se prind foarte ușor unul de celălalt între copii, între adolescenți, între tineri. Dar confuzia pe care noi trebuie să o facem în familia noastră este aceea că noi trebuie să le dăm cu totul o altă învățătură din Evanghelie. De ce spunea și fratele Dănuț și mi-a plăcut când a amintit că Dumnezeu îl cunoștea pe Avram? De ce? Pentru că el va porunci copiilor săi să păzească legea lui Dumnezeu. Ei, acesta este lucru de căpătâi pe care noi trebuie să îl facem cu copiii noștri. Atunci când noi facem lucrul acesta, se produce acea confuzie și vor veni tinerii, adolescenții, copiii noștri, copiii dumneavoastră, nepoții mei de acum, care vor pune întrebări. Am auzit prea la școală vorbind în felul acesta. S-a vorbit în felul, ne-a spus profesoara, nu știu de care, ne-a spus câteva lucruri. Tata, mama, ce părere aveți despre lucrurile acestea? Și atunci când toate lucrurile acestea noi le punem în lumina cuvântului, noi avem posibilitatea să le continuăm învățătura copiilor noștri din cuvântul lui Dumnezeu, Psalmul 78, ca să poruncim copiilor noștri legea lui Dumnezeu, ce trebuie să păzească. Dacă noi nu facem lucrul acesta și nu, eu consider aceasta ca o jertfă pe care trebuie să o aducem fiecare în familia noastră. Dacă nu o aducem, nu o facem, frați și surori, copiii noștri vor rămâne cu învățătura care o primește de la școală, stricată, ruinată, sau de la colegii de școală, de clasă, vor rămâne acolo și va fi o confuzie extraordinară că în final nu știm pe unde să o luăm și cum să rezolvăm problemele. Ei, pentru că suntem la o seară de binecuvântare, vă spuneam, ca să vorbim despre educația copiilor, nu este necesar, este foarte necesar, dar eu vreau să merg un pic mai departe, să vorbim despre relația între soț și soție. Poate era nevoie de căsătorie să avem învățătura aceasta, nu știu, dar eu consider că este de căpătâi, pentru că atunci când între soț și soție este o discrepanță, sunt lucruri care le împrumutăm din lumea aceasta și nu facem ceea ce trebuie, copiii noștri n-au ce învăța. Cum vă spuneam, rămân cu educația primită la școală, și aici în biserică nu fac altceva decât pe mesajează,
nu au respect de cei care predică, nu ascultă cuvântul, nu cântă, nu se roagă. De ce? Ne-am întrebat oare de ce? Vedeți necesitatea a discuta relația între soț și soție? Dar problema acută la care eu consider că este sau trebuie să ne preocupe un pic este faptul că păsările cerului, spune cuvântul lui Domnului, păsările răpitoare s-au năpustit peste stârvuri, dar Avram le-a izgonit. Aceste păsări răpitoare, vrem să vorbim în seara aceasta, care nu sunt altceva decât duhuri străine, sunt lucrurile din lumea aceasta care vrea să strice familia noastră și atât de frumos spunea cuvântul lui Dumnezeu în Corinteni că fecioara nemăritată, spune cuvântul Domnului, ea se îngrijește de lucrurile Domnului ca să placă Domnului, nu? Și cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii ca să placă soțului, nu? Ei, atunci când toate lucrurile acestea noi le punem în lumina cuvântului lui Dumnezeu, ne dăm seama că lucrurile lumii acesteia, dacă noi le luăm ca atare, cu atenție și ne folosim de ele, poate să fie o binecuvântare înaintea lui Dumnezeu, în familia noastră, și dacă noi le tratăm ca atare și au acces în viața noastră și în modul negativ ne biruie, noi prin acestea nu facem altceva decât distrugem familia noastră. Când vorbim de aceste păsări răpitoare, putem vorbi despre această relație între soț și soție, putem vorbi despre întâietate, de bogăție, de realizările care le urmărim pe pământul acesta, goana nebună după sex, nemulțumiri de tot felul, critici. Acestea sunt câteva lucruri care noi putem cădea în capcană, care le numim, potrivit textului din seara aceasta, păsări răpitoare, care vine să distrugă familia noastră. Acum, câte una pe rând, sunt patru, mai bine zis, patru lucruri de care vreau să mă leg în seara aceasta, care le considerăm păsări răpitoare și, în primul rând, spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, în capitolul 5, spune cuvântul Domnului așa: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Din capul locului trebuie să fim foarte clari și biserica noastră nu că împărtășește o altă încredințare sau o altă învățătură. Noi știm foarte bine din cuvântul Domnului, unde spune cuvântul lui Dumnezeu în Corinteni, că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și Dumnezeu este capul lui Hristos. Este o ordine care noi nu putem să o inversăm cum vrem noi, după plăcerea noastră. Dacă vreți, e un lucru al lumii, o pasăre răpitoare, care la ora actuală, lumea în care trăim, propagă acea relație între bărbat și bărbat, care și Evanghelia vorbește de lucrurile acestea, relație între femeie și femeie și mai nou, știți foarte bine, că Papa de la Roma a dat liber ca să dea o binecuvântare a celor care de același sex, dar care nu reprezintă sau nu e constituită ca și căsătorie. Și este suficient ca să schimbi relația, să schimbi ordinea pe care Dumnezeu a așezat-o pe pământul acesta de la început, când Dumnezeu a creat parte bărbătească și parte femeiască. Acum, versetul acesta spune cuvântul Domnului că, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. Când vorbim de această iubire a nevestei noastre, este foarte clar datorită faptului că Hristos, când a iubit biserica
și a dat viața, și a dat viața pentru ea, nu că era desăvârșită. Noi acum, după ce ne-a curățit prin botezul în apă, ne-a schimbat acea, a produs în noi naștere din nou, noi ne înnoim în fiecare zi și cuvântul Domnului spune că suntem socotiți neprihăniți prin credință, dar desăvârșiți prin viața noastră. Nu avem cum, prin Hristos, cu ajutorul lui Hristos, prin jertfa Lui, noi suntem socotiți neprihăniți, suntem curați înaintea lui Dumnezeu. Acum, când în familie privesc soția mea ca fiind parte din corp, ca fiind parte din familia mea, ca fiind lucru care eu trebuie să o iubesc ca pe trupul meu, aici lucrurile se schimbă total, fraților, datorită faptului că nu mai încape altceva în familia mea, în familia noastră. Nu încape altă viziune în familia noastră. În mintea noastră nu trebuie să mai încapă o altă femeie. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Păsări răpitoare care la ora actuală distrug familii și noi, prin faptul că nu suntem atenți, ele poate să aducă mult rău și să ne dăuneze foarte mult lucrul acesta. De aceea spunea cuvântul Domnului: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. Și nu este o altă biserică. Este biserica lui Hristos, care este răscumpărată prin sângele lui Hristos. Numele Domnului să fie binecuvântat. Apoi, spunea cuvântul Domnului despre o altă lucru, altă pasăre răpitoare, despre această întâietate care de multe ori noi ca bărbați vrem să o avem în familie, întâietate. Dorința de afirmare, mândria, această întâietate de multe ori atunci când noi o tratăm ca oameni din lume, schimbă prioritățile. Capul nu mai este Hristos. De multe ori, de ce ar trebui să se plângă soțiile că eu nu am bărbat acasă? Eu nu am un soț la copii, ci am patron. De ce? Ne purtăm în felul acesta? Dacă noi avem întâietate în lumea aceasta, ce știu eu, la fabrică, pe șantier, ce știu eu, pe plan politic, dacă vreți, toate acestea, dacă eu le iau ca o mulțumire sau să laud pe Dumnezeu că mi-a dat această înțelepciune, ca alții să vadă că eu sunt ceva mai deștept sau mai isteț ca altul, acesta eu trebuie să o tratez ca atare și să nu-mi iau nimic de acolo. De ce? Pentru că nu înțelepciunea este a mea, întâietatea nu este a mea. Dacă mi-a dat-o, mi-a dat-o Domnul și pentru aceasta eu îl laud pe Domnul. Atunci când noi nu tratăm întâietatea aceasta și nu o punem în făgașul Scripturii, ea poate să ne ducă pe o pantă care, în momentul când avem întâietate în lume, între oameni, credem că avem întâietate și în familie. Da, avem întâietate, cum vă spuneam, dar atunci când eu tratez întâietatea și spun că eu sunt capul nevestei, dar Hristos este capul meu, atunci eu am un respect, am o limită. Nu pot să merg mai departe, nu pot să tratez nevasta ca o sclavă, nu pot să fac lucrul acesta pentru că nu-mi dă voie cuvântul lui Dumnezeu. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. Ce spunea cuvântul lui Dumnezeu în Filipeni, capitolul 3, în versetul 5 și 6, spunea cuvântul Domnului așa, Filipeni, capitolul 3, versetul 7, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Deci vedeți cum trebuie tratată
acea întâietate sau, dacă vreți, iubirea de sine, care de aici se nasc atâtea lucruri care nu fac altceva decât copiii să vadă în noi că suntem prea aspri, soția să vadă în noi că suntem patroni în casă, și lucrul acesta spunea cuvântul lui Dumnezeu că eu le-am socotit ca o pierdere ca să câștig pe Hristos. Deci un preot în familie tratează lucrurile ca atare. El nu le ia ca un lucru de apucat. Să spună că cum îmi merge la fabrică, în lume trebuie să-mi meargă și în familie. Lucrurile sunt diverse. Dacă eu, prin toate lucrurile acestea, demonstrez că sunt copilul lui Dumnezeu, nevasta nu trebuie să aibă frică. Copiii nu trebuie să se ascundă. Și câte altele lucruri care putem să le discutăm în privința aceasta. Un al treilea lucru pe care o considerăm ca o pasăre răpitoare este bogăția, care această bogăție are la bază banii. Știți, cuvântul Domnului spunea că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Frați și surori, dați-mi voie să-l citesc pe fratele Creța din Paris, care spunea, printre altele, cam în felul următor: am venit în Italia săraci, el spunea de Franța, dar eu vorbesc de Italia. Am venit în Italia săraci, fiecare plin de juruințe, într-un fel și în altul. Îl scoatem de multe ori vinovat pe Iacov și spunem că dacă Iacov era un om care i-a pus condiții lui Dumnezeu și i-a spus, spunea că dacă mă vei binecuvânta, dacă vei fi cu mine, dacă așa, tu vei fi Dumnezeul meu. Dar nu punem problema că înainte de aceasta Iacov are acea revelație înaintea Domnului și declară clar și răspicat: aici este casa lui Dumnezeu și eu n-am știut. Sunt lucruri pe care noi ar trebui să le învățăm din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că aceste realități, lucruri care ne arată cuvântul Domnului, sunt lucruri care trebuie să pornească și din inima noastră prin convingere că Dumnezeu este aici, că dacă am făcut o juruință, nu i-am făcut-o, Doamne, dacă mă vei binecuvânta, dacă Tu nu mă vei binecuvânta, eu nu Te mai slujesc. Nu, acesta este un lucru greșit. Și spunea fratele Creța în cele din urmă că am venit fiecare săraci, am venit fără bani, am venit pentru ca să ne facem un viitor. Și acum, după ani de zile, avem bani, avem case, avem mașini și striga, printre altele, pentru un pumn de bani. Oare acești bani, bogățiile acestea, care noi ne luptăm în fiecare zi, considerând că ele ne vor scăpa de zile grele, considerând că dacă avem bani în bancă, vom avea o rezervă, sau dacă avem banii la salte, nu știu dacă mai e cineva, vor fi, ce știu eu, de folos. Dar știți că se discută și scoaterea banilor cash și monopolizarea banilor din bancă și tot ce vreți, și s-ar putea ca să ne lovim de multe lovituri, pentru că cei ce vor să se îmbogățească cad în ispită și sunt loviți de multe lovituri, și s-ar putea ca toate lucrurile acestea ce noi ne-am luptat în Italia să le facem, să ne vedem peste noapte cu mâinile goale și cu familia noastră distrusă. De ce? Pentru că banii sunt o binecuvântare de la Dumnezeu. Dacă noi îi folosim cum trebuie și unde trebuie, copiii noștri vor vedea aceste relații între soț și soție. Când ne punem de acord lucrurile care sunt de cumpărat în familie, ne punem de acord cu toți împreună, nu? Dar care e problema? De ce o numesc aceasta o pasăre răpitoare? Datorită faptului că sunt familii care la ora actuală gândesc cam așa: bărbatul cu banii lui, soția cu banii ei.
Și noi atât de inteligenți suntem, pentru că nu ne dăm seama că soțiile noastre poate nu pot să muncească, au de crescut 3, 4, 5 sau mai mulți copii, cheltuielile și toate frământările sunt în capul ei și noi ne batem joc de copii, ne batem joc de familie. Cunosc familii care câștigă bine, destul de bine, și în cele din urmă știți ce fac. Eu îți dau 500 de euro și te descurci cu banii tăi. Dacă ai nevoie, te duci la lucru. Sunt realități pe care eu nu le povestesc. Le povestesc pentru că le știu, dar nu sunt banalități. De ce oare ar trebui ca să lăsăm aceste păsări răpitoare să ne fure pacea, liniștea și jertfa să o aducem întinată înaintea lui Dumnezeu? Avram a vegheat, spunea cuvântul Domnului, până a venit acel somn adânc. El s-a dus și a fugărit acele păsări răpitoare. Dar noi ce facem, frați și surori? Ca soț și soție, relația noastră între unul și altul, care este? O, este o relație frumoasă? Colaborăm între noi? Copiii noștri văd această relație, colaborare, ca ei și mai departe, când vor ajunge să se căsătorească, să ia același patent și aceleași învățături pe care le-a primit în familie? Nu mai vorbesc de, dați-mi voie că e și filmare, dar nu vreau să vorbesc de rău pe familii italiene, nu vorbesc de creștini, de ceilalți. De ce asemănăm lucrurile lumii? Pentru că oamenii se ghidează după aceasta și sunt foarte multe familii italiene care ei nu știu banii soțului și banii soției, fiecare conturi separate. Când eram eu tânăr și urma să ne căsătorim, erau învățături și la logonă și la căsătorie, învățături de acelea așa frumoase, sănătoase, care am încercat în tot timpul vieții mele și cei care sunteți de consimțământ cu mine, să le respectăm. De ce? Pentru că ne punea problema păstorii de pe vremea aceea. Cât ai fost tânăr, tânără, tu ai cheltuit banii după cum ai vrut, după ceea ce considerai că ai nevoie, pentru că atunci pe vremea lui Ceaușescu știți că se lucra fără probleme și fată și băiat se lucra, nu era problemă, fiecare avea, dacă nu voiai să lucrezi, te forța și dacă totuși nu voiai, aveai locuri în pușcărie sau la canal sau în altă parte, la Transfăgărășan, da, erau locuri de muncă pentru toți, nu era problemă. Și se punea problema că noi cheltuiam banii într-un fel, dar odată ce ne-am căsătorit sau ne căsătorim, aceste două portofele, acești bani, noi trebuie să îi unim, să îi punem cu toții la grămadă și să ne construim familia. Erau învățături, ce știu eu, tinerii de acum să spună că sunt băbești, nu, sunt scripturali. Nu putem să spunem că sunt învățături trecute, nu. Sunt lucruri pe care, păstrând o familie curată, noi trebuie să le urmăm și acum, la ora actuală. Și dacă în seara aceasta considerăm că avem păsări răpitoare în familia noastră în privința aceasta și nu este o relație, de ce oare ar trebui ca soția de multe ori să se ascundă, să ia o înghețată ca să nu știe soțul? Eram la Roma și era o problemă din felul acesta. Vai să nu știe, să nu afle soțul cumva că mi-am luat o înghețată. După ce erau poate banii la oaltă, dar nici acea zgârcenie să nu dai voie sau să te gândești că 3 euro sau 1 euro te îmbogățește. Sunt lucruri care copilul de multe ori le vrea, vrea una, vrea alta, trebuie să le oferim ceea ce e nevoie. Dar în momentul când copiii văd în noi acea zgârcenie sau acea discrepanță, că fiecare cu portofelul lui, apoi ei când vor fi în căsătorie, căsătoriți, ce vor face? La fel vor face. Vedeți, fraților, sunt atâtea lucruri care noi trebuie să fim foarte atenți, ca nu cumva păsările răpitoare să vină să distrugă familia noastră.
Și ultimul gând pe care, ultima problemă care vreau să o discutăm în seara aceasta este goana nebună după sex, care aduce pofte nestăpânite, dorința nesăbuită după filme murdare. Vă dați seama că de multe ori și biserica noastră, tinerii noștri, familii, care eu vă spun sincer, am auzit de lucrurile acestea, am stat în fața multor situații și-o trebuit să le înfrunt, oare de ce? Oare de ce soția altuia este mai frumoasă? Oare de ce în gândul nostru nu avem altceva de gândit decât la lucrurile acestea? Spunea cu ani în urmă cineva și spunea cam în felul următor, multe femei sunt mai frumoase ca a mea, multe femei sunt mai gospodine ca a mea, multe femei sunt mai curate ca a mea, dar ca a mea nu e niciuna. Este o relație consolidată pe Sfintele Scripturi. Acea relație care noi veghem ca nu cumva să vină păsări răpitoare și să ne distrugă. Să vă mai spun una, fraților, vă spun pentru că mă doare lucrul acesta. Eram prezent la o discuție și preot în familie care ar trebui să fie, întreabă pe copilul său de 16 ani. Nu întreabă ce ai învățat astăzi la biserică. Nu a întrebat ce lucruri te-a legat. Știți ce a întrebat? De ce fată ți-a plăcut? Unde am ajuns, fraților? Noi suntem responsabili pentru familia noastră? Sunt păsări răpitoare care nu fac altceva decât fură jertfa curată pe care trebuie, vine să mănânce, să ne întunece mintea, să ne închidă inima, să ne deschidă ochii pentru lucrurile din lumea aceasta, când noi ar trebui ca ochii noștri să privească drept în cuvântul lui Dumnezeu. Evrei 3:1, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot. Acesta este trebuie să fie creștinul în ziua de azi. Lucrurile lumii care la ora actuală caută să ne robească nu trebuie să aibă acces negativ în viața noastră. Noi le folosim, dar toate lucrurile acestea le luăm cu mulțumire, le luăm cu responsabilitate, ca nu cumva familia noastră să fie distrusă. Și Apostolul Pavel spunea în 2 Timotei, să știi, Timotei, că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Fraților, în lume este vremea grea, în lume sunt problemele cu care se confruntă ea, dar aceste vremuri grele, știți unde sunt? Aici, în biserică, în adunare. Pentru că noi, în loc să fim oameni ai lui Dumnezeu, cu stirdardul, cu Evanghelia în mână, în inimă și în minte, cu înțelepciunea de care se vorbea, să o avem de la Dumnezeu care vine de sus, o înțelepciune curată, pașnică, ușor de înduplecat, care trebuie să ne însoțească în fiecare zi. În loc să avem o minte sănătoasă, eu înțelepciunea, spunea Proverbele, am ca locuință mintea. În mintea mea, în mintea ta, ce este? Este înțelepciunea lui Dumnezeu? Și Apostolul Pavel trage atenția că în biserică, în adunare, vor fi vremuri grele pentru că oamenii vor fi iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți. Unde sunt toate acestea? Da, sunt în lume, dar ne doare când vorbim că sunt și în biserică, fraților. De aceea trebuie să veghem, trebuie să ne ridicăm în capul oaselor și să cerem de la Dumnezeu putere și înțelepciune ca să creștem familia noastră cum arată cuvântul Domnului. Amin.